Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Oare cum, în afara stilului, mi se pare mie mai sensibilă, mai, nu suntem obișnuiți cu piese energice la voi? Cu... Da, da, na, ca în viața oricărui om există momente și momente. După cum spuneam, dar nu vreau să dau foarte multe detalii, e o piesă inspirată din viața uneia dintre membrii trupei. Am înțeles. Și asta e, mai trecem și prin momente mai grele, care își pun amprenta artistic pe noi și, uite, apar piese de genul ăsta. Bun, amprente care va să zică de la Voltaj. Piesa Amprente este și una dintre propunerile pentru hitul de mâine, dar acum face radio voting. 0372069599. Zafie și el aici. Călin vă ascultă, prieteni, sunați-l și spuneți ce credeți. Suntem în direct cu Dan. Bună dimineața, Dan! Bună dimineața, Dan de la Cluj. Exact cum zice piesa cealaltă, Lugoia, te iubesc, I love you, te care, o jutem, știi? Nu știu cine face piesele, dar tare de tot. Bine, mulțumim. Am luat un vot, da. Un vot de da. Ok. Da, da, salutare. Mulțumim, Dan, Clujul e prezent. Asta a fost ușor, că e clujan de-al meu. Da, da. Aurelia, bună dimineața. Bună. Bună dimineața, un mare da și felicitări băieților. Mulțumim frumos. Mulțumesc. Ce o să ne facem cu atâtea felicitări în dimineața asta? 0372069599. Dan, bună dimineața! Bună dimineața, băieți! Salut! Am sunat să vă spun că îmi place piesa și îmi place în general trupa Voltaj. E un băiat de nota 20. Chiar e un artist adevărat. Felicitări! 20 ca la 20 de ani. E mai mulți băieți, da. Ca să mă exprim așa. În studio cu noi e doar Călin acum. Să spunem din nou bună dimineața pentru Florin. Bună dimineața de la Hunedoara. Bună. Bună dimineața. Voltaj întotdeauna the best. Orice piesă, nu contează, the best. Mulțumim foarte. E văzut la live pe plajă? Bineînțeles. Așa, avem noi niște prieteni hunedoreni. Hunedorenii noștri, da, care vin cu ceva vreme înainte de live pe plajă, da, da, și pleacă, da, cu ceva vreme după. Mulțumim. Camelia, bună dimineața. Bună, Cami. Bună. Bună dimineața, bună. Camelia de la Cluj. Hey. Călin, Camelia și Cristi. Ah, bună, Voltaj, Camelia. Voltaj întotdeauna. Mulțumim, te pup. Hai că ușor, ușor încep să sune, să spună exact strada, numărul, unde stau, când s-au cunoscut și ce au făcut. Călin ne-a sunat, bună dimineața. Bună dimineața, Călin, sunt de la Alba Iulia. Vreau să-l felicit pe Călin și întreaga trupă Voltaj pentru mesajul deosebit de pozitiv pe care îl au în toate melodiile lor. Felicitări! Mulțumim mult! Urmare da! Mulțumim! Emma e cu noi, bună dimineața! Bună, Emma! Bună dimineața, Călin! Te iubesc, te chiar o știi, dar asta nu. Ok. Am notat și un nu. Așa, e Lucian, bună dimineața. Bună dimineața. Din păcate, nu. De ce nu-ți place? Spune-i în față, curaj. Da, nu-mi place, efectiv, pentru că... Așa se pare. Da. Ok, bine. Nu-i place, nu-i place, foarte bine. E asta cu vocea dimineață. Acum mă gândesc că nu faceți piesele și vă gândiți că o să placă chiar tuturor. Adică, când v-ați angajat la treaba asta... În general le facem din ceea ce trăim noi, ceea ce simțim noi. Aha. Și așteptăm pe urmă verdictul. Nu ne gândim cum să facem să le placă oamenilor. Ia uite, te salută Val, fostul tău vecin. El, tu stăteai, zice, pe calea Florești numărul 4, el stătea la numărul 2. N-am, mă, Val, că te-a uitat. Poate, că eu stăteam la calea Florești numărul 2. Și el la 4. Și Oana a copilărit cu el. O fi, zici tu, da, cum a fi spus. Da. Asta e, mulți prieteni. E și Mihaela cu noi, bună dimineața. Bună dimineața. Bună. Melodie foarte frumoasă. Ok. La Voltaj, sărbători fericite și la toată echipa Europa FM. Sărbători fericite. Mulțumim, mulțumim. Mulțumim. Hai să mai luăm un telefon. Sunt foarte mulți Călini în dimineața asta. Încă un Călin, bună dimineața. Bună dimineața, Călin de la Satu Mare. Te rog. Un imens da, cât România de mare. Mulțumim. Am trăit multe sentimente pe melodiile lor. Bravo. Mulțumim, mulțumim frumos. 8-2 până 8-2. Acum. Mai luăm un nou? Dacă vrei tu, nu știu. Hai să mai luăm. Ți-am zis când atingem 10, ca Cristian, așa e regula. Bună dimineața. Bună, Cristian. Bună dimineața. Un mare da. O scurtă întâmplare, când am făcut 20 de ani, Voltaj în ring, în Costinești, mi-au cântat pentru mine. Ce frumos. Frumos la moment atunci. Da, feedback pozitiv pentru piesa asta.
Cum reacționați când nu merge o piesă? Merge mai departe. Asta optimist. Da, nu întotdeauna poți să fii la fel de inspirat și nu întotdeauna poți să fii pe placul tuturor. În general, noi avem un mesaj optimist și piesa asta, fiind inspirată într-o poveste tristă, n-avea cum să aibă un mesaj optimist și ne-am gândit că s-ar putea ca cei care ne ascultă muzica să nu o îmbrățișeze din prima. Dar eu cred că dacă o ascultă, o să le placă. E o piesă care trebuie ascultată de mai multe ori, nu e așa de la prima audiție, nu te prinde, dar, în fine, nouă ne place foarte tare. Îți mulțumim și vă mulțumim că ați venit alături de noi, că sunteți cu Europa FM și ne-ați oferit șansa să dăm noi prima dată la radio piesa asta. Dacă mai faceți videoclipuri, mai aveți acțiuni, lucruri de genul ăsta, avem noi un băiat care dansator, e pregătit, nu? Dansator, da, știm. Se descurcă foarte bine. Luca? Am înțeles că, da, mă tachinează că eu nu m-am urcat pe scenă, m-am urcat numai Luca. Aș vrea să spun, Călin, că e spre binele trupei, că nu, eu nu m-am urcat, cum să v-am salvat. Ai știut de ce ai știut? Da, eu știu. Luca, în schimb, n-a știut. Băi, da, zic că nu v-am făcut de râs, adică n-am încurcat măcar, știi? Nu, a fost foarte bine, nu de tot. Foarte bine. Vezi ce politicos e? Da, mulțumesc, Călin. Deci, mulțumim. A fost foarte bine, el era în spatele meu, n-am văzut ce a făcut. Mai bine. Mulțumim, Călin Goia și trupa Voltaj. Și eu, zi bună tuturor. În dimineața asta, în deșteptarea, în 30 de secunde, știrile Europa FM.